Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, astăzi la interviurile Hot News. Bine ați venit, domnule Mihalache. Vă mulțumesc pentru invitație. Va fi sau nu va fi Brexit? Pentru că lucrurile evoluează și lumea pare să fie un pic debusolată, aș spune. Bun, adevărul e că viața politică din Marea Britanie începe cumva să... n-aș vrea să fiu ironic, să semene cu cea din... România, cu o dinamică foarte accelerată în care pozițiile, luările de poziții, soluțiile sau lipsa de soluții evoluează de la o oră la alta și în momentul de față nu cred că cineva ar putea risca o predicție despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Eu vă mărturisesc că nu doar eu și colegii mei diplomați nu mai înțelegem foarte bine, dar pe de altă parte nici din dialogul cu oamenii politici din Marea Britanie nu se deslușesc soluții. Știți foarte bine că au fost cred 3 voturi consecutive care au respins practic toate variantele, varianta propusă de premierul May, dar pe de o parte varianta unui Brexit fără un acord, un no deal, până la urmă s-a ajuns la soluția unei cereri de prelungire a termenului pe care inițial guvernul britanic l-a enunțat. Dar e și un pas în doi, să spun așa, pentru că jocul acesta nu se poartă doar de către Marea Britanie, ci trebuie să existe și partenerul de tango, respectiv Uniunea Europeană, unde sentimentele și atitudinile, scuze, sunt destul de împărțite în ceea ce privește amânarea datei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vom ști probabil mai bine probabil după acest summit extraordinar. ZP10, când va avea loc summitul extraordinar al Uniunii Europene, care va fi pulsul la nivelul Uniunii Europene. Din câte am înțeles de la colegii mei care în fine se ocupă de relația cu Uniunea Europeană, va fi nevoie totuși de un plan foarte clar pe care Marea Britanie trebuie să-l prezinte Uniunii Europene pentru a obține o prelungire a termenului și nu știu în ce măsură acest plan există sau s-a conturat deja. Acum, trebuie să vă spun că publicul este extrem de fragmentat în ceea ce privește Brexit-ul și partidele sunt extrem de fragmentate, deci nu e vorba de o diviziune clară care să grupeze, să spun așa, partide care sunt pentru o soluție și partide care sunt pentru o altă soluție. E mai degrabă o diviziune transversală care merge în tot spectrul politic, fie că e vorba de conservatori, fie că e vorba de laburiști, în funcție, bineînțeles, și de diferitele circumscripții electorale pe care ei le reprezintă, unele care au votat Remain, adică au votat împotriva ieșirii din Uniunea Europeană, mai ales în orașele mari, Londra, Manchester, Birmingham, în Scoția, Liverpool și în Scoția, Scoția majoritară a votat împotriva Brexitului. Sunt foarte multe teme care sunt pe masă. Sigur că noi suntem mai degrabă interesați în statutul cetățenilor români care trăiesc, muncesc sau studiază. Exact despre asta vreau să vă întreb. Dar, pe de altă parte, acolo se dezbat teme extrem de
delicate, care țin de pildă de granița Irlandei de Nord cu Irlanda, pentru că un Brexit ar pune în pericol acel celebr Friday Agreement. Și nu uitați că pentru a pacifica Irlanda de Nord e destul de, s-au făcut eforturi destul de complicate. Și acolo mai sunt arme totuși, pe undeva pe la acasă, pe la populație. E vorba de Scoția, care vrea să-și aleagă cumva un drum propriu. Deci e un gem de probleme între care cred că statutul imigrației care ne interesează pe noi probabil e cea mai mică problemă cu care se confruntă autoritățile din Regatul Unit. Spuneați mai devreme că dumneavoastră și colegii dumneavoastră diplomați nu prea înțelegeți ce se întâmplă exact. Nu înțelegem. Am spus că dinamica e foarte accelerată. V-aș întreba ce înțeleg oamenii de acolo. Noi avem o comunitate foarte puternică. Vin oamenii la ambasadă, vă pun întrebări, activitatea este mult mai intensă decât de obicei. Bun, noi am încercat să facem un efort de informare, cel puțin pe această zonă a imigrației, a lui, care, după părerea mea, a ajuns la o formulă relativ rațională și convenabilă, cu un sistem de înregistrare, cu pre-settled status, cu settled status pentru cei care au anumită vechime. Am făcut sesiuni de informare în principalele centre unde există aglomerări de populație românească. Cred că ultima a fost în Harrow, dacă nu mă înșel, acum o săptămână. Și ambasada Marii Britanii și Home Office-ul Ministerului de Interne au făcut și ei sesiuni de informare. Îi invit pe toți românii să acceseze pagina de web a ambasadei, să acceseze pagina noastră de Facebook, pagina de Facebook a secției consulare, unde pot găsi informații. Deci ce trebuie să facă în mod exact? Ce trebuie să facă în mod exact un român care este în Marea Britanie în acest moment? Accesează pagina ambasadei. Da, și acolo va vedea procedura de înregistrare care va demara în momentul în care data Brexitului va fi clară. Sigur, o să existe anumite dificultăți pentru anumite grupuri de români, pentru că e o procedură electronică deocamdată și ceea ce presupune anumite abilități de înregistrare pe de o parte. Pe de altă parte însă o să încercăm să facem această campanie de informare și prin zonele de transport care merg spre Marea Britanie. Suntem în discuții cu principalele companii aeriene, Tarom, Wizz Air, Ryanair, pentru a avea aceste broșuri pe care le pregătesc colegii disponibile și în avioane și, sigur, în companiile de transport auto, ca să spunem așa. Atâta cât putem, încercăm să calmăm cumva spiritele, pentru că aici nu e vorba. Știți cum e într-o comunitate, zvonurile uneori se diseminează orice zvon are o doză de incontrolabil și atunci sigur că lumea vorbește, nefiind informată din surse autorizate, să spun așa, pot să afli tot felul de lucruri. De pildă, sunt oameni care vin și ne întreabă, domnule, dacă mergem de Paște acasă, ne mai putem întoarce sau nu ne mai putem întoarce? Sau dacă mergem acasă, avem nevoie de pașaport sau nu avem nevoie de pașaport? Sau vom avea nevoie de vize
când venim înapoi după sărbătorile pascale sau nu vom avea nevoie de vize. Și atunci, sigur că toate lucrurile astea creează o presiune fantastică pe secția consulară, în primul rând. Cred că de la începutul anului am înregistrat la secția consulară între 300 și 350 de cereri de pașapoarte pe zi, ceea ce e un volum de care practic cu resursele organizatorice, logistice, umane pe care noi le avem acolo, e imposibil de prelucrat. Și de aceea apelul meu la toți cei care ne-ar putea urmări sau în această înregistrare este să trateze lucrurile cu calm, pentru că nimeni nu le va cere pașaport deocamdată, într-un orizont de timp probabil care va fi 2021, cu echilibru, și să nu intre în panică, pentru că regimul de circulație a cetățenilor români către Marea Britanie va rămâne în perioada următoare același. Deci nu o să le ceară nimeni nici pașaport, nici viză, pot să fie din acest punct de vedere liniștiți. Nu e rău că oamenii își fac pașapoarte, este foarte bine, pe de o parte, pe de altă parte, însă vă spun că suntem excedați efectiv de numărul de solicitări. Eu pot să înțeleg foarte bine și supărarea unor concetățeni care spun, uite, am fost programat pentru iulie, am fost la pașaport, la ridicarea pașaportului, dar îi rog și pe ei să ne înțeleagă pe noi că n-avem cum la nivelul a 300-350 de pașapoarte pe zi, cel mai mare număr de pașapoarte pe care îl avem, n-avem cum să facem față. Deci, încă o dată, apelul meu e la calm, echilibru și să fie convinși că nu o să-i oprească nimeni să intre înapoi în Marea Britanie dacă pleacă. Procedura presupune acea înregistrare pe care vorbeam mai devreme pe site-ul ambasadei. Deci toți cetățenii români care stă în Marea Britanie trebuie să înregistreze folosind acest site? Pe site-ul ambasadei găsesc elementele de înregistrare. Cum se face acest lucru? Înregistrarea efectivă se va face pe un site al Home Office-ului, al Ministerului de Interne din Marea Britanie, și el va privi dobândirea acestor calități de settled status, cum mi s-a spus, adică de, nu știu să găsesc o traducere, rezidenți, sau pre-settled status, adică un fel de calitate intermediară spre rezidenți. Dar aici este vorba, nu e vorba de turiști, aici e vorba de cei care doresc să stea efectiv acolo, să muncească, să învețe, să, sau mă rog. Deci, practic, toți românii care sunt în Marea Britanie, indiferent de perioada de care sunt, de cât timp sunt acolo, vor trebui să se înregistreze pe... Bun, exceptând pe cei care au deja statutul de rezidenți sau care au aplicat pentru cetățenia UK, care au un număr de ani, există niște condiții, în fine. O ieșire fără acord a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar crea probleme pentru cetățenii români din Regatul Unit? Este greu de spus. Eu nu sunt atât de pesimist în ceea ce privește statutul cetățenilor români. Cred că se vor găsi formulele necesare și cu settled status. De fapt,
problema asta a emigrației este rezolvată din punct de vedere al autorităților britanice și într-o situație cu acord și într-o situație fără acord. Deci e o temă care cumva a fost pusă deoparte. Repet, problemele cu care se confruntă acest acord fiind cu totul altele. De altă parte, hai să fim un pic raționali și să ne imaginăm faptul că românilor nu li se face o favoare pentru că lucrează în Marea Britanie sau studiază în Marea Britanie. Aici, încă o dată, e vorba de un proces care implică două părți. Și Marea Britanie, industria, finanțele, au nevoie de forță de muncă. Și ca atare presiunea pentru un statut care să fie convenabil imigrației va veni din partea diverselor componente ale economiei britanice. Gândiți-vă că doar în NHS, în Sistemul Național de Sănătate, sunt aproximativ 10.000 de cadre medicale, surori, care lucrează acolo. Gândiți-vă că avem tot în jur de 8-10.000 de studenți care învață în universități britanice. E o nervozitate foarte mare pentru că toate aceste zone presează pentru, sunt interesate de menținerea unui liberei circulații și a drepturilor la muncă sau la învățătură. Pentru sistemul universitar, de pildă, care e cumva una dintre, aș spune, industriile puternice din Marea Britanie, o restricționare ar însemna o pierdere foarte importantă, ceea ce atrage și pierderea de cadre didactice și o greșeală. Și o greșeală. Nu știu, dar aș putea să vă dau și elemente din acestea mai ușor umoristice. În Scoția au făcut un experiment la un moment dat cum randamentul muncitorilor sezonieri care culeg mere sau nu știu ce cresc ei pe acolo, români și polonezi, și randamentul celor de acolo, și raportul era cumva de 2-1. Deci, ai noștri muncesc și forța lor de muncă e valorizată. Uneori în Londra se spune că dacă nu cunoști vreun instalator român sau polonez, ai putea avea probleme serioase cu centrala termică, să o repară în 2 săptămâni. Deci este în avantajul lor să ne este și în avantajul acolo. Lor și de aceea cred că din punct de vedere al regimului emigrației va exista o presiune foarte puternică pentru menținerea unui regim destul de flexibil în ceea ce privește dreptul de a munci. Eu am fost la un moment dat în vizită la o foarte mare firmă de construcții care lucrează cam în tot centrul Londrei, Conway se cheamă, și m-am întâlnit cu conducerea firmei, care mi-a spus: domnule, noi avem 250 de români cu acte în regulă și ne-am propus ca până în anul 2020 să avem 600 de români cu acte în regulă. Și recrutează de prin satul mare, nu știu de pe unde, că mi-au explicat ei atunci. Și am spus: bun, dar nu vă e frică de faptul că s-ar putea ca Brexitul să spună? Nu ne e frică. Bun, e important însă ca în contextul ăsta toți cei care lucrează, și ăsta este încă un mesaj pe care vreau să-l subliniez cu insistență, să își pună actele în regulă, să aibă contracte de muncă valide,
Pentru că, practic, asta va fi cheia. În măsura în care toate lucrurile sunt în regulă, au acte și contracte de muncă valide... Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, cam care este proporția celor care au acte în regulă în acest moment? Bun, mi-e greu să vă spun. Marea Britanie nu este un stat centralizat, cum e România, care să aibă niște evidențe foarte adunate, ca să spun așa. Nici poliția la ei nu e centralizată. Nu există, cum e lângă dumneavoastră, Inspectoratul General al Poliției Britanice. Există poliții locale și atunci sigur că cifrele variază între 411.000 cei care sunt înregistrați cu MINO, alte cifre care vin de la sistemul de sănătate NHS spun altceva. Noi estimăm că e vorba de undeva în jur de, cu fluctuațiile de rigoare, 500.000, 1.500.000 de români. Dar, repet, sunt fluctuații, sunt oameni care vin ca muncitori sezonieri, sunt oameni care vin, părinți, bunici, să stea cu copii. E greu de spus o cifră foarte, foarte exactă. Probabil că, haideți să vedem și beneficiile, dacă putem să le numim așa, acestui proces de ieșire, probabil că va scădea numărul celor care lucrează fără forme legale, pentru că presiunea nu va fi neapărat pe muncitor, ci va fi pe firme, din câte îmi dau eu care vor avea interesul să aibă muncitori cu toate actele în regulă. De la starea așa tensionată din Marea Britanie, haideți să venim puțin către România, unde nu este nici aici o situație tocmai calmă. În tovacarmul ăsta de la Londra mai sunt oficiali britanici care vă întreabă ce se întâmplă în România? Bun, acum, într-adevăr, tonul preocupărilor este dat în primul rând de Brexit și de atitudinea Uniunii Europene în general. Există o zonă de sensibilitate, ca în de fapt toate țările europene, pe ce înseamnă legislația anticorupție și eventuale modificări și întrebări care se pun pe această temă, dar mai degrabă într-un cadru informal, să spun așa. Noi rămânem, există în același timp și preocuparea de a menține relații privilegiate, mai ales pe câteva zone unde colaborarea funcționează foarte consolidat, mă refer la apărare, servicii de informații, afaceri interne, schimb de date în ceea ce privește infracționalitatea. Aici, într-adevăr, suntem parteneri privilegiați și vom menține acest parteneriat privilegiat cu Marea Britanie. Și, sigur, cam astea ar fi temele. N-aș vrea să detaliez foarte mult. Să înțeleg totuși că sunt totuși niște îngrijorări. N-aș spune, repet, oamenii au probleme mai serioase decât mai grave de gestionat acum. Poate că nici fluctuațiile prea frecvente la nivel guvernamental nu
încurajează, să spun așa, un dialog mai aprofundat. Sunt niște deficiențe din punctul ăsta de vedere? Nu e vorba de deficiențe, dar trebuie să știi cu cine stai de vorbă. Dacă stai de vorbă cu cineva și peste 3 luni nu mai știi dacă mai e sau nu mai e în funcție, te gândești de 3 ori dacă are rost să îți planifici o vizită la București sau la Londra. S-ar putea să nu aibă cine să te întâmpine, probabil. Am mai avut cazuri astea. Domnul Mihaloche, insist pe situația de la București, pentru că înainte de a intra, de a fi diplomat, dumneavoastră ați fost foarte ancorat în politica din România. Acum, sincer, dumneavoastră, cum vi se pare ce se întâmplă aici la București? Nu cred că v-ați desprins total de ceea ce se întâmplă în politica din țară. Mă rog, nu te desprins, mi-e greu să mă desprind și poate că într-o zi mă voi reîntoarce după această experiență diplomatică în zona politică. Pot să vă spun însă că acum n-aș face-o, pentru că mi se pare haotică, dezordonat, cu criterii de valoare din ce în ce mai îndoielnice, cu mecanisme care au devenit extrem de discreționare din punct de vedere al funcționării unui sistem democratic real, cu absența oricărei dezbateri de factură ideologică, care ar fi normală totuși, măcar la anumite niveluri ale funcționării sistemului democratic, așa era pe vremuri, când mai făceam și eu politică, nu vreau să fiu nostalgic, dar mi se pare un proces de degradare accelerată a nivelului discuției politice. Știți, noi când făceam presă și când ne întâlneam cu dumneavoastră în anumiți ani și atunci ne plângeam că vai ce rău arată politica românească. Acum, dacă faceți comparația cu acum 10 ani, parcă era totuși un pic mai spălată, ca să spun așa. Problema, discuția, toată discuția de la București în acest moment se concentrează asupra PSD-ului, care este evident, e justificat, este la guvernare, dar care în ultimii 2 ani de zile are un interes foarte clar. Președintele Klaus Iohannis reclamă și opoziția de asemenea reclamă un asalt asupra justiției în interesul unei singure persoane. Cum vi se pare, pentru că sunteți un cunoscător bun al PSD-ului, că a evoluat în acești 2 ani sub mandatul lui domnului Liviu Dragnea PSD-ul? Dați voie să nu comentez? Nu, dar nu doresc să fac comentarii despre persoane și despre lideri care au și funcții în stat, dar e clar că e un proces de, cum am spus, de dezideologizare, o fixație absurdă pe povestea cu justiția. Bun, este adevărat că orice exces generează un contraexces, după cum orice revoluție este urmată într-o zi de o contra-revoluție. Asta e dinamica societală, ca să mă exprim așa. Dar a ține o societate blocată, practic, într-o discuție infinită despre legile, justiție, amnistie, grațiere, când deschizi televizorul, vezi numai parchet, DNA, ce a făcut nu știu cine și ce va face nu știu cine. Și bun, se pot admite faptul
se poate admite faptul că anumite corecții trebuiau făcute, dar aici e o dovadă a lipsei de maturitate până la urmă a clasei politice, care trebuia să se așeze la o masă și să discute care sunt limitele acceptabile ale schimbării. Repet, de 2 ani de zile nimeni nu mai vorbește de economie, nimeni nu mai vorbește de dezvoltare, nimeni nu vorbește de temele importante pe agenda unei societăți, toată lumea vorbește de dimineață până seara numai despre justiție. Ceea ce, până la urmă, ține această societate blocată într-o dezbatere care ar fi putut fi soluționată prin mecanisme de consens politic, mă rog, dar poate că sunt justiția pionere. Este o temă importantă, totuși, pentru că toată lumea vrea să aibă, dacă ajunge în situația, un proces corect, de exemplu, vrea să aibă procurori sau judecători care nu sunt subordonați politicului. Stimată doamnă, este o temă importantă, dar noi discutăm despre un grup de probleme ale justiției care nu știu cât au ele de a face cu marele public. Pentru că justițiabilul din România are alte probleme. Se judecă cu vecinul, are probleme de proprietate, are probleme de... Nu toată lumea are probleme cu infracțiuni legate de corupție sau de abuz în serviciu. E un grup de oameni, un grup numericește destul de restrâns, ca să spun așa. Domnule Mihalache, dumneavoastră ați lucrat și cu Adrian Năstase, ați fost și în guvernul domnului Ponta, ambii menționați au fost președinți la PSD. Cum vi se pare Liviu Dragnea spre comparație cu Adrian Năstase și Victor Ponta? Ei, dumneavoastră vreți să mă întoarceți la castravete acum. Eu v-am spus că nu fac comparații și nu doresc să mă pronunț și ar fi și incorrect să mă pronunț asupra unor oameni care au funcții în stat. Haideți să mă pronunț asupra celorlalți care nu mai au funcții în stat și care erau totuși intelectuali. Cum vi se pare anunțul acesta? Unii de mare finețe, cum este Adrian Năstase. Aș vrea să încheiem cu o temă internă, referendumul pe justiție, pe care l-a anunțat președintele Klaus Iohannis. Vi se pare un demers potrivit în acest moment în România? Eu cred că președintele a făcut un gest înțelept convocând acest referendum, pentru că măcar în acest fel vom pune punct, repet, acestei dezbateri nesfârșite pe o temă care ține blocată societatea românească.